Neața lumei, continuăm la naruto cu episodul 87. Bă, măcar începe exact de aici. Ne-a lăsat celălalt cu ochii soare, dar începe ăsta exact de aici, de unde Naruto o învârtea chakra. Bă, merge. Și se pare că e mai ușor decât mă așteptam. Oricum o să mai dureze ceva, zice Giraia, până un alta eu stau aici la copacul ăsta să mă odihnesc. Bă, pe la cât de repede o să fac asta, nici n-a pus să adormă. Bine, mă, mă trezesc și pe mine când e gata. Și începea să învârtă apa și s-a făcut seara. Giraia era rupt, Naruto rupt, dar balonul nu. E singurul care n-a fost rupt. Bă, nu înțeleg de ce naiba nu se sparge balonul ăsta. Și țipa atât de tare că l-a trezit pe giraia ăsta. A crezut, ce mă, gata, ai reușit? Da, pff, nu. Da, destul de aproape. Și îl întreabă, bă, dar nu poți să-mi dai și mie o sfat, ceva, cum să-l sparg? Pe nu ți-am zis, mă, că nu o să zic nimic până nu treci de prima etapă? De obicei ar trebui să-ți dai seama tu, încercând și eșuând, dar... Hai că-ți dau așa un sfat. Ea încearcă să învârți apa. Învârte Naruto apa în balon și acum îl întreabă Giraia. Bă, în ce parte învârți apa? În stânga sau în dreapta? În stânga? ia vină încoa. Și se uită asta în capul lui și zice, da, exact cum credeam. Tu trebuie să învârți spre dreapta. De ce? Păi fii atent. Ca să faci chakra, trebuie să adune energie spirituală și fizică. Și toată lumea și învârte chakra în interiorul lor fără să-și dea seama. Și depinde de fiecare în parte. Că unii învârți spre stânga, alții învârt spre dreapta. E problema e că dacă tu ai spre dreapta și un învârți spre stânga, mai rău te încurci și nu o să-ți meargă. Da, na, ar fi trebuit să-ți dai singur seama de asta, nu să zic eu. Păi, dar tu cum ți-ai dat seama atât de repede în ce direcție trebuie să învârte? După cum îți crește părul în cap. Al lui creștea spre dreapta. Dacă tu uiți în cap la fiecare are un vârtej de -o la în cap. Da, mă, și dacă vrei să îți iasă, imaginează că îl învârți în spre dreapta. Că ăsta e foarte bun pentru tine, că nu -ți trebuie niciun semn, doar chakra. Și dacă nici n-ar chakra atunci cine. Deci privește partea bună, oricât de prost ai fi, poți să-l faci. Bă, nu ți prost. Eu sunt omul care se devine Hokage, mă auzi? O să fac eu juțul ăsta în 3 zile, gata. Bă, vezi că ăsta este un ninjutsu lăsat în urmă de al patrulea Hokage și lui a luat 3 ani ca să-l perfecționeze. Este un jutsu de rang A, foarte puternic. Ca să înveți acest jutsu ai nevoie de 3 pași. Primul e ăsta cu balonul de apă. Se gândea Naruto, bă, geniu, al patrulea Hokage a luat 3 ani să învețe ăsta, dă te încolo. Iar Jiraiya zice că nu-i mai explică nimic până nu face primul pas. Baftă, mă duc în oraș după informații. <coughs> Clasic Jiraiya, după informații. Naruto a zis, bă, eu mai rămân să mă antrenez cu asta mergea giraia prin oraș până când apare asta și zic, domnule, nu vreți să intra și pe la noi? E, nu. <gântări> Direct. A doua zi, iese Naruto, vede miții. Uite-te ce pălărie are Naruto asta cu câine, ești rău de tot. După aia se duce înapoi în pădure să antreneze. Gândindu-se că n-are 3 ani ca al patrulea Hokage să învețe un jutsu, trebuie neapărat să-l facă cât mai repede posibil. Și a balonul cu apă să învârte apa în el, da degeaba. De ce nu s-o sparge? Se face seara, Gira era cu cercetările lui, Naruto să să iară cu balonul, nu merge. 3 zile au trecut de când a început și degeaba. Nu înțeleg ce fac diferit față de Giraia. E, Giraia, Giraia face altfel de antrenament, cercetările lui. Într-o zi dimineața dormea cu Giraia, ăsta era rupt, zice Naruto, mamă, miroase a că masiv. A coborât jos să ia micul dejun, dar nu mai putea să țină bețișoarele în mână. A, apropo de bețișoare, știi ce face un japonez când îl super? Îți bagă bețișoare în rate. <laughs> și ne putând să mai țină le în mână, mănâncă orezul cu mâna. Aia, după aia stătea pe veceu se gândea, bă, dar să mai învârmă ceacra asta că mă disperă. Trage apa, se uita la apa aici cum se învârte. După aia iese afară și mâța se juca cu balonul lui și zice bă asta nu-i de joacă. Și tot dând cu el stânga dreapta, stânga dreapta să sparge balonul să sperie mâța. Hop, m-am prins zice Naruto, asta era mă. Se întoarce înapoi la gira, zice bă scoală-te. Bă Naruto, bine că ai venit, dă miniște niște apă că leșinat. Apă? Ba, mi sparge asta balonul în cap. Aveți nu ne arată cum a făcut. Și se trezește giraia, zice ce mai terminat primul pas, ia arată și mie că nu cred. Și începe Naruto să bage ceacră cu stânga și cu dreapta începea să adauge ceacră pe toate părțile, știi cum a făcut mâța. După aia îl prinde și explodează. Nim, ai văzut? Ce zici de asta? Dormea. Giraia era rupt. N-a văzut nimic. După aia coboară jos să mănânce și zice, băi, eram obosit de la atâtea informații. Păi, dar am adunat numai informații atâta timp. Totuși, impresionant se gândea că învârtea apa din balon cu stânga și după aia băga ceacră cu dreapta. Băi, e bine că ai înțeles până la urmă cum să faci, deși totul e datorită mie că ți-am spus eu. Nu, nu, zice Naruto luând mâța. Mâța mi-a arătat mie. Am realizat mai devreme când se juca cu balonul. Pentru că învârtim balonul stânga în dreapta, nu se învârtea apa într-o singură direcție, se învârtea în toate direcțiile. Și mi-a -am adus aminte și când mi-a cum mai spar balonul, iar nu se învârtea într-o singură direcție, se învârtea în toate direcțiile, spre deosebire de balonul lui care am învârtea numai în stânga sau în dreapta, și aia era și după ce am reușit, s-a spart indiferent nu mai contează, primul pas este complet, nice, vrem să-ți mai arăt o dată cum spar balonul, și acum să trecem la al doilea pas, e în sfârșit antrenament serios, se gândea în arăt -o, gata cu baloanele E, și de ăsta o minge de cauciuc. Nu balon, dar destul de aproape. Ce cu ăsta, mă, Fii atent. Bam, îl sparge giraia. Îi zice, fii atent, îi de 100 de ori mai greu să-l spargi pe ăsta decât pe la cu apă. Încerca Naruto, bam, bam, pe stânga, pe dreapta, să pună presiune, nimic. Bă, chiar e greu. Fii atent, primul pas, rotație. Al doilea, forță. Din moment ce ăsta n-are apă în e mult mai greu să învârți. Bă, ai dreptate. Ei bine, eu mă duc să mai adun niște informații. Stabă, nu? Te uiți și la mine cum mă antrenez? Nu, îmi zice Giraia. Am zis că te învăț juțul, dar după aia n-am nicio obligație să stau cu tine până îl faci. Trebuie să devii un șinobi respectabil. Aha. Nu mă vezi, mă, și pe mine măcar o șmechire ceva înainte să pleci? Desigur, 10 lei. Ia o temă și îmi ziceai mie să fiu shinobi respectabil. păi ce shinobi respectabil ia bani de la copii, nu? Se făcuse seara, Naruto nu mai putea al dureau mâinile masiv, e mult mai greu decât ăla cu apă. Câteva zile avem time skip din ăsta în care băga rotire mingea de cauciuc și nu merge. Nici nu mai știa de câte zile tot încerca să facă asta și nu mergea deloc. Gândindu-se la giraia care a zis să nu depindă de el, apare giraia și zice: "Bă, tu te ia și mie, de mâncare, va? Dice eu? Pentru că te învăț juțul ăsta, mi dator. Se duce în Naruto, ia mâncare și îl vede pe unul care era cu tasul. Îi cumpăra niște înghețată. Și era înghețata asta clasică de se rupe în două bucăți. Zice asta, bă, dar de ce nu mi-ai dat-o mie pe toate? Că poți să o mănânci și singur. Nu mă, că face uh, mama ta de mâncare acasă și după aia dacă te duci să tul ne ceartă pe amândoi. <gântu> -i> nu e bine. Și na, se întoarce în Naruto cu mâncarea și zice, bă, nu poți să stai să mă vezi și pe mine cum mă antrenez puțin? Uh, nu. Credeam că ți-am zis mai devreme, dar eu trebuie să mă întorc în ora să adun informații. Dacă nu o afli singur, degeaba îți eu, e cel mai bine să înveți singur singur. Credeam că ți-am spus asta cu 3 săptămâni, nu? Mamă, 3 săptămâni era deja aici. Ești un ninja, nu te comporta ca un copil răsfățat. Râde Naruto spunându-i lasă mă că știu toate astea. Du-te, pleacă, mă descurci și singur. Gira era aici cu cercetările lui. Acasă Naruto dormea cu 16 bandaje pe mâini. După aia la antrenament nu mergea deloc să spargă asta. Băga chakra în el, dar degeaba. Și cu cât încerca să bage mai multă chakra în mingea asta de cauciuc, cu atât îl dureau mâinile mai tare. Și acum mai fi o idee. Ia mă să bag eu toată chakra pe care o am în mingea asta. Și asta face. Să adună cu chakra, o bagă pe toată în minge, începea să se agite aici în toate direcțiile și se sparge un pic, îi se desumflă balonul și în spate lui era giraia, zice, bă, ai făcut ceva progres, da, dar o să mai dureze până îl fac să explodeze ca al a făcut doar puțină gaură, bă, nu mai contează, i-a înghițat asta, e bună rău, zice Naruto, da cum? și zice giraia ia dă mâna să-ți arăt ceva. Și face un semn în mână. I-a făcut un mormolog din ăsta în palmă. ce e cu ăsta? Pe nu știm, că așa s-a terminat episodul. A dar ultimele două episoade le-au oprit și moto le-a tăiat cu toporul, mă. Sper că v-a plăcut acest episod. Până data viitoare să aveți o zi extraordinar de bună. Dacă vreți să vedeți reacții la animele, găsiți pe Patreon, link este în descriere. Iar noi ne aud de mâine cu un nou clip.